Potrivit datelor furnizate de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, Sălaj, în această perioadă, la nivelul județului sunt 23 de locuri de muncă neocupate. Oferta cea mai slabă este în industria lemnului și în comerț, unde este doar un singur loc de muncă disponibil. În servicii sunt 5 locuri, tot atâtea sunt și în industria alimentară, iar în industria confecțiilor sunt 11 locuri disponibile. Se caută muncitor necalificat, electromecanic, manipulant mărfuri, îngrijitor de animale și vânzător. Doar două din cele 23 de locuri disponibile în această perioadă se adresează persoanelor cu studii superioare. Este vorba despre un post de agent comercial și unul de laborant chimist.